privire la lucrarea omului fără de lege și lăpădarea de credință. Și apoi aia merg în continuare mai departe în Apocalipsă. Cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legi, fiul pierzării. Versetul 6. Și acum știți bine ce-l oprește ca să nu se descopere decât la vremea lui. Căci taina fără de legii a și început să lucreze. Trebuie numai ca el, ca cel ce o oprește acum, să fie luat din drumul ei. Și atunci se va arăta cel nelegiuit, pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii lui și îl va prăpădi cu arătarea venirii lui. Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase, și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din această pricină Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună, pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ce au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți. Așa. Deci, acum, în legătură cu ce societie în Tesalonice, aici lucrurile trebuie să le înțelegem, așa vorbice după Biblie, după adevăr, după cuvânt, că ce ar folosi cuiva să aibă un duh de credință, dar de contra cu ce scris. Dacă l-ai întrebat pe cineva care așa ceva, ca credința lui, să ce te contra cu ce scrie în Biblie. Așa e rău. Să creadă de-aia. Atunci ai credința lui să dă liniștită. Ori trebuie să potrivească cu Biblia. Așa că deci, dar dacă cuvântul arată așa, cum s-o da șecire, cât privește venirea Domnului Iisus Hristos, așa s-o șecire în Tesaloniceni și strângerea noastră la oaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați plecinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca cum ar și venit de la noi, cum că ziua Domnului a venit chiar. Nimeni, zice în versul 3, nimeni să nu vă amăjească în vreun chip, că nu va veni, adică și mie nu va veni. Nu, pot să răspund, că cine nu va veni? De ce e vorba cu alea? De venirea Domnului. Și acolo zice, nimeni să nu va măgească broci, că n-are să vie Domnul. Înainte de a și lăpădarea, așa s-o zice, de credință, și de a se descoperi omul fără de lege, fiul pierzării, și apoi venirea. Nu, dar nu trebuie să ne potrivească cu ce scrie Biblia, credința. Trebuie. Dar dacă se vorbește
și trecută, prin broșuri și cătăfrat, poputut tot învăța orice cărți, orice teologie, dacă nu corespunde cu Biblia, și scot venirea Domnului, o scot înainte de omul fără de legi, o scot venirea Domnului înainte de lăpădare și o scot venirea Domnului deci înainte de piară și înainte de așa ce au zis că răpirea și va avea locul. Înainte de urșii, ăsta și primul eveniment care se va mai întâmpla, și apoi după răpirea bisericii, apoi își face omul fără de lege apariția și ai trecut în cărți. Și pe câte, și pe America, și pe întregi țările și pe aici, pe România, prin toate părțile astea, nici principii. Și așa crede, frații, că răpirea și înainte și nu corespunde cu Biblia. Vezi, o arăta Pavel la pământ, ori credem pe Pavel, o crede în niște broșuri care nu corespund cu Biblia. Am uite ce e. Acolea, că vrem să lămurim. Din versetul 6 și l-o arăta Pavel în capul 2. Zice că te și ne-a scris Pavel epistola. Zice, și acum știți bine ce locrește, ca să nu se descopere de chila vremele, că taina fără de lege, o și început să lucre. Trebuie numai ca cel ce oprește să-i și lua din drum. Și atunci se va arăta semnele zice ca să o șetim înainte, mai departe să o șetici, în cazul să repetăm tot și să o șetici, numai lucrurile principale. Așa că explicarea care se dă de către frați, nu că ar și ei, contrar cu adevărul, că așa de-ați le spune ca unii care sucesc adevărul. Nu! Că din sinceritate, dar nu li descoperit, compătimim, că nu li dezvăluit, nu că n-ar vrea să vadă. Numai nu li desfășură cum trebuie și zică aia ce-l oprește și zice acolo, și acum știți bine ce-l oprește. Ce zic, frații? Poate ați auzit, poate n-ați auzit, că nu v-am întrebat înainte ca să spuneți că ați auzit sau nu, și puteți grăi nou, puteți grăi așa, să-ți audă clar, că ați auzit sau nu. Nu, n-am auzit. Ce-l oprește acum? Că ce-l oprește? N-ați auzit? Nu. Ați fost cociți asta, să nu auziți, că nu corespunde cu Biblia. Zice că învățătura e scoasă, că ar și Duhul Sfânt cu mireața aia și-l oprește. Că ar și Duhul Sfânt cu mireața. Și când Duhul Sfânt își va lua mireața de pe pământ, apoi își va face omul fără de lege apariția, lucrarea, după răpire. Și Pavel s-a șecit că nimeni să nu va mânjească în versul 3, în vreun că n-are să aibă luvenirea înainte de a și lăpădarea și arătarea omului și apoi venirea. La mură credem pe Pavel, ori tragem broșurile, nu că e logie, dacă cineva o băgat o învățătură și geță frați, o lua cacunea și vorbit direct Domnul. Când colo fac geță frați, ca cum fa oile. Oile de sare numai una apă, acolo se treacă pe râu,
apoi el a ce drumul pe căsăneacă, că scapă cu viață, da? Una după alta, buru, să ducă și după aia una. Pe așa a făcut. O pune numai un învățător care nu corespunde, că acolo ia uite că tăce, tăți frate din tăce părțile, s-o duc după ea și nu corespunde, să contrazic cu șoare tapavă. Din abesetul 3 care s-o cecite acolo, din capul 2, uite că din abesetul 3 până abesetul 6 s-o cerdut drumul. O cedut drumul, că în versetul 3 o zis să nu va măjească nimeni, că n-are să aibă loc venirea mea, nici de-a cintit. Elea și soșecii și-a vorbit de el, răpădarea și arătarea omului și de acolo până la șață s-o și cedut. Amă, dacă v-aș întreba, știți ce e aia și nu oprește? Nu? Dar dovedi cu Biblia, păi dacă n-ai document, că n-arată nicări, nici un document, nicări ea. Să arăce că și ea așa lucrește. Dar pe atunci, uuuu, zici acolo, că și-a cuștit. Dar nu câtă noi din vremea asta, zis. Că zic câtă te să nu nincem, pavă. Bără, dacă ne-am ști scoace, dacă n-avem cu ce dovedi, să știm să ne scoacem frumos, dar nu că de noi a zis, că a zis că de aia din Tesalonic. Și aia de unde o știu, nu să arătăm asta, avem de unde arăta cu Biblia asta. Versetul 5 care îl șecești în capul 2 de acolo, de unde o știu tăștia. Nu vă aduceți aminte cum vă spuneam lucrurile acestea când eram încă la voi? Ați auzit și arată, vedeți? Și au zis că te să încerc. Nu vă aduceți aminte cum vă spuneam astea lucruri când eram încă la voi. Și acum știți bine ce lucrește. De unde ești ăștia? De la papă, de când o pot la ei. Apă când am ținut, depinde și tu de ce părți. Deci, cu frați, și i-a întrebat noi să vedem că e bine știți că se lucrește. Dar ți-am dat dovadă cu Biblia. Să înșeceți din Biblie că și aia se lucrește. Nu din cărți. Din Biblie să încetiți, că pe așa, așa știu frații că o știu tășetăți. Să nu vedeți cum știți, că știți tășetăți. Să încideți gura, că dacă n-aveți Scriptură pe iaba, cineva scoate niște lucruri care nu le scrie. Să nu, apoi unii frații au zis către mine, ți-a fost să ne spui tu, o zic către mine. V-am zis către frați, când am discutat cu grupul, cu unii am fost, am zis către ei, nu bine, nu uite și când am întâlnit cu Pavel Apostolul sau cu Tesalonicenii, eu m-am întrebat, dar și-ați discutat atunci când au fost Pavel la voi, o Pavele și el a spus când ai fost la Tesalonicenii. Apoi zic, dacă ne-am întâlnit cu ăia, o cu ei, o cu Pavel, ăia ne-o ști lămuri, că și-o discutat atunci la o altă. Și ne-o ști spune, apoi zic, atunci apoi am de unde vă spune, după ce am vorbit cu el. Dar până atunci, dacă nu s-o scrie nici două cuvinte, nici două rânduri, nu scris Pavel nici în prima, nici a doua, nici alte epistole, să scrie că și că și el oprește. Apoi minșuni unde ești învățături care nu corăspund, n-are rost să ne luăm după ele. Nu? Cred că m-ați înțeles așa ce-am lăcurit. Acum, deci, dar asta a rămas așa. Dacă nu o scris, că ce scrie
cășe. Apoi, ce se întâmpla? Se putea întâmpla. Nu numai credincioșii, toți credincioșii de la ăia până amul să știe. Carștiși, aceștiu și ăștia ce-au fost regimul înainte comuniști. Aceștiu că și așa de Biblia, că se oprește. Aștii și Fiara de Apocalips că se oprește. Aștii și Luna. Dar așa dacă nu s-o scris și nu se poate dovedi, deci și unde s-a corpat? Că zice, acum știți bine ce lucrește, că le-o pupa, mă, că nu vom ei să nu se descopere, le-o pup lor, de când, la vremea lui. Pot să te înțeles că dacă nu pentegea una nu s-a ști, că nu s-a ști până când, până la vremea lui când îl va face și atunci s-a descoperit. Și atunci n-am mătrit nici pavă, nici tesaloniceni să ne lămurească că a ieșit ea la deală de la sine atunci. Că numai până atunci nu se poate, că poate nu-i loc. Și atunci de asta treabă, că nu știm noi că ce-l oprește, de asta ne putem pocăi cât de bine ne putem. Așa că trece mai departe. Acum uite ce e. Deci, întrăm ca să arătăm de dară lucrarea ferii care își va avea locul și în legătură sub lucrarea ferii, în perioada când Fiara își va face lucrarea. Vrem să arătăm legătura din tesaloniceni, că cine a face semnele, cine e ăla de care vorbi Pavel, nelegiuitor, atunci se va arăta cel nelegiuit. Are Domnul va nimici cu arătarea venirii și la prăpăgii cu suflarea gurii. Mă arată cu alea.